Bună ziua, stimați telespectatori! Iată-ne în toi de august, din nou la vama vremii și din nou vă spun cu un pictor alături de mine, după ce pe aici, prin studioul nostru, a trecut un pictor danez, Sofia Lucien. Iată acum un pictor, Teodor Vescu, vă dezvălui numele. Da, al nostru carpatin, chiar aș putea spune, pentru că o să vedeți, nu numai că este argeșean, este chiar din curtea de Argeș. Bună ziua, domnule Vescu, și bine ați venit la Vama Vremii. Vă mulțumesc de invitație și cu multă plăcere vă voi răspunde la toate întrebările pe care mi le veți spune. Ei, trebuie să vă previn, domnule Vescu, n-am făcut nicio pregătire, recunosc, înainte de emisiune. Genul întâlnirilor nu este de natură întrebare-răspuns, ci dialog. Așa că o să vă forțez să vorbiți și neîntrebat, să puneți întrebări. Da. E mult mai relaxant, probabil, sper, ce puțin pentru mine, în formula asta, întâlnirea. Da. De acord. Păi să începem. Despre ce vorbim prima dată? Am prezentat invitatul, stimați telespectatori, ca pictor. Un artist plastic român, Teodor Vescu. Un nume bine cunoscut specialiștilor în domeniu, cunoscătorilor de artă plastică, amatorilor de pictură. Argeșan, spuneam, hai să fac o prezentare, din curtea de Argeș, pentru că acolo s-a născut sub soarele curții de Argeș, curte de Argeș, de unde avem și o vedere de pe dealul Olaiilor, ocazie cu care, iată, la această emisiune îmi face plăcere să vă spun, probabil în premieră, academicianul Gheorghe Păun a mai comis o carte de tablete de această dată, pline de efervescente, fantastice, pline de umor, un umor absolut special, din curtea de Argeș, vedere de pe dealul Olarilor. Curtea de Argeș și de unde vine și, spuneam, Teodor Vescu. Dar care dumneavoastră, domnule Teodor Vescu, pentru că am spus argeșean, pictor argeșean și am pus o virgulă, călător, călătoriți din Argeș, undeva mai spre capitală, deci de acolo, ne dați ora exactă de la București, nu? Da, păi de mic să o iau așa cu o mică introducere ca să ajung la cuprins. Exista în curtea de Argeș o reproducere a lui Nicolae Grigorescu în Consiliul Județean. Era o copie după atacul de la Smârdan. Lucrarea era destul de bine realizată și de dimensiuni destul de mari. Acolo eu am văzut prima dată această pictură, cred că aveam vreo 6 ani, și m-a impresionat. Și văzând această lucrare, nu trecea zi fără să mă duc acolo să o văd. Ceva s-a declanșat cu treaba asta. De acolo a început totul. Adică am încercat să fac niște, să imit puțin lucrarea. Nu eram așa în stare și am început să fac niște desene cu niște luptători. Și le semnam și erau niște imaginații, niște fantasme care m-au incitat tot timpul și care m-au făcut să cumpăr, de fapt nu eu am cumpărat, tata mi-a cumpărat prima cutie de acuarele și de atunci mă duceam și am început să fac desene după natură, după neștiind nimic, neavând nicio pregătire. Și bineînțeles că aceasta a fost o plăcere a mea tot timpul. Am cutreierat toate dealurile, împrejurimile, știu totul care erau atunci pe vremea aceea, clădirile, le desenam și la școală am fost, cum să zic, mi s-a dat o apreciere pe măsură, în sensul că tot timpul eram prezentat ca ceva mai ieșit din comun față de ceilalți. Eu nu vedeam, doar că aveam plăcerea aceasta de a desena și de a picta. Bineînțeles, pe scurt am terminat curtea de Argeș și am părăsit
locul natal și am urmat cursurile Liceului de Arte Plastice Tonița din București. Atunci am stabilit și am terminat cu Curtea de Argeș. Din punct de vedere, să zic așa, faptul că nu mai stăteam aici, și de acolo a început profesia mea, adică pregătirea cu școala, cu academia, cu, în fine, ca profesionist. Da. Teodor Vescu, un pictor intuit de către cei din jur de mic, așadar nu e vorba despre o schimbare făcută de extraterestri, așa cum au fost bănuiți mulți oameni de geniu. Einstein, știți că mai târziu a început să exceleze, și pe ăsta l-au schimbat extraterestri. Pe Teodor Vescu nu l-au schimbat extraterestri, el a fost mic, hărăzit, văzut ca pictor. Așa, am înțeles corect? Da. Bine, acum ce se întâmplă apropo de extraterestri? Am fost invitat de domnul academician Gheorghe Păun. S-a sărbătorit Ziua Revistei. Curtea de la Argeș. Curtea de la Argeș. Da. Și cu ocazia aceasta am fost și la Corbii de Piatră. Eu nu mai fusesem, nu știam despre acest sat unde există acea peșteră rupestră și cea mai veche pictură frescă din țara românească, de pe la 1280. Dar acolo am văzut și un picior de extraterestru, adică de uriaș, de fapt, că nu se știe ce este, pus în piatră acolo, și există și o legendă acolo cu acei uriași. Deci pare că și pe aici au fost extraterestri. Da, se vede acel picior din curte de la Otanti, nu mai știu cum o cheamă, Otanti, cu o casă cu verandă, cu o casă albastră. Albastră, tot așa este. N-am mai văzut o dată. Este ciudată pentru că, adică ea e o casă veche cu prismă și cu specifică locuri, numai că acea culoare albastră acela duce mai mult cu casele din Delta, Lipovenilor, sau culoarea aceea este, n-am mai văzut. Bizară. E bizară, adică albastru acela. Ea e foarte interesată în contextul peisajului și cum este pusă însăși grădina aceea acolo, cu peretele acela de piatră calcaroasă, așa. Un loc special, foarte frumos. Recomand la mulți argeșeni care nu știu să e drumul către Sălătucu, se desparte o parte către Domnești și imediat Sălătucu și Corbii de Piatră, să viziteze locul. Da. Este excepțional. Bun. Teodor Vescu, eu aș vrea să satisfac curiozitatea celor care ne urmăresc acum și probabil se întreabă: bine, băi, ne-a adus Badiu un pictor la vama vremii, dar cine e ăsta Teodor Vescu? Om vedea, om afla, ar fi curios să vadă și ce pictează, despre ce e vorba, în ce manieră se reprezintă. Și atunci, Marian, colegul meu din regie, am să-l rog să dea drumul la un calup de imagini, să trecem, dăm o raită prin câteva lucrări de ale lui Teodor Vescu, să facem cunoștință, să vedem, iată, avem aici un buchet de flori și v-aș ruga, dacă aveți de făcut o intervenție, vom reveni cu picturile, dar pentru început, dacă considerați că aveți ceva de făcut, observație, vă rog să o faceți, domnule Teodor Vescu. Păi, avem flori aici, flori. Da. Observații nu se pot face, observațiile fac... Remarci. Da, remarci și... Iată, flori și iar flori. Da. Florile fac parte din unul dintre motivele care le reiau tot timpul, natura statică, florile, obiectele compuse. Eu îmi organizez aceste naturi la mine în atelier. Eu le compun, eu le aranjez. Iată și o natură moartă. Cum... Da. Sunt cu obiecte, cu râșniță, cu alămuri, cu ceainice, cu asta. Aici este un câmp cu baci, deja aici este peisaj citadin, acesta este din Paris, asta e din Geneva, fațadă din Geneva, unde am avut expoziții, asta este o Veneție, sunt lucrări
Din la Veneție? Aici? Ce anume? Tot Veneția a fost Izidor? O fațadă din Geneva era. Asta, Geneva? Da, 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 da. Asta sunt case din Ardeal, asta din la Rășinari. Ce să zic, sunt amestecate ele așa din locuri diferite, că eu mai sunt și călător așa, pasiunea... Le-am și titrat. Da, 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 călător. Mai sunt și călător. A doua profesie este ca călătoria sau hobby, să zic așa. Asta e din Delta, tot din Geneva, lacul Leman. Am avut o expoziție frumoasă la Palatul Națiunilor la Geneva. Asta tot pod, asta aici este din Delta, sunt colonia de pelicani de la insula Sahalin, de lângă Sfântul Gheorghe. Aici este pe Valea Loarei, ambarcațiunile, castele pe Valea Loarei. Am fost de mai multe ori pe Valea Loarei, am avut expoziții și tabere de creație acolo. Aici e din Turcia, Istanbulul, asta este din Colliure, colonia de artiști din sudul Franței. Ce să zic, trubaduri medievali. Ce să zic, am abordat cam portretul mama, am abordat aici tata, s-au prăpădit părinții din păcate, asta este viața. Iarăși arlechini, figuri de arlechini, costumați la Veneția, iarăși ăsta e portretul unui bulibaș din Muția Puseni. Interesant. Da, aici iarăși niște arlechini, care iar portret al soției. Ăsta sunt niște fântâni din Geneva, fântânii patinate de vreme cu acea patină a timpului și a apei. Aici iarăși coride în Barcelona. Da. Catalonia este specială pentru coridele care le organizează acolo și în Catalonia franceză și cea spaniolă. Da, am dat un tur deja prin aceste lucrări. O să revenim. Marian, mulțumim pentru o primă etapă. Putem să trecem așa la vorbe. Ei, am văzut cu cine stăm de vorbă, cine a apucat să vadă acest tur minunat. Vedeți de ce mă simt eu așa mai important astăzi? Pentru că am un invitat deosebit. Teodor Vescu, ce lucrări minunate! Și în plus, Teodor Vescu, iată, a venit și ne-a arătat în premieră aici, în studio la Vama Vremii, acest album minunat, în care sunt prezentate nu toate lucrările domniei sale, dar unele dintre cele mai importante de suflet, cele mai multe dintre lucrările cuprinse în acest album sunt deja în colecții particulare, deci nu mai sunt în proprietatea domniei sale, în toată lumea, în diverse locuri, și v-aș ruga să ne spuneți, e foarte interesant, cum au ajuns lucrările dumneavoastră în diverse locuri, pe unde ar fi și un pic de poveste vis-a-vis de călătoria lucrărilor, a creației. Da, călătoria lucrărilor este un domeniu aparte. Pictorul pictează și el mai și trebuie să și trăiască. Nu face artă numai pentru artă, adică un pictor trăiește pentru artă, dar trăiește și din artă. Nu poți să faci numai artă pentru artă, mai ales în vremurile noastre. Începutul a fost mai greu. Eu m-am dedicat acestei profesii de 40 de ani. Mai mult de 40 de ani. Dar începutul a fost mai greu. Ce se întâmplă? Fiecare expoziție aduce ceva nou. Eu am foarte multe expoziții și contează foarte multe expoziții personale. Că expozițiile de grup sunt și cele de grup, dar expozițiile personale sunt importante pentru că în expoziția personală tu te reprezinți, tu arăți ceea ce ești la momentul respectiv. Cu ce lucruri noi ai venit sau ce lucruri ai păstrat, și atunci publicul începe să te cunoască. Și așa mi-am făcut eu clientela, adică prin expozițiile care le-am făcut. Eu am peste 35 de expoziții personale.
Să precizăm, în aproape toată lumea, în diverse colțuri de lume, da, din Statele Unite până în Japonia. Până în Japonia, da, da, da. Și bine, am avut și șansa asta, nu știu cum, faptul că mi-am făcut câțiva prieteni, unii au fost în corpul diplomatic, pe alții sunt oameni de afaceri care m-au invitat, alții m-au cunoscut pe internet, deci au fost diverse modalități de a mă cunoaște. Important este că am circulat și am văzut și am făcut expoziții peste tot și așa s-au legat lucrurile. De asta eu m-aș și întrebat aici lucrările astea ce colecție. Păi colecție particulară pentru că nu mai știu cui le-am mai vândut, adică n-am mai ținut socoteala persoanelor că au ajuns lucrările. Am foarte mult și în colecții și în muzee am și în... Observ asta... acest album Teodor Vescu, un album sigur de excepție, așa cum e normal să reprezinte un pictor ca dumneavoastră, observ că cele mai multe lucrări sunt deja în colecții particulare. Nu aș vrea să folosesc cuvântul străinate, adică mai pe înțeles, nu mai sunt în colecția autorului, au fost vândute. Și văd o diversitate extraordinară. Eu acum văd, explic celor care ne urmăresc, așa, ceea ce este un lucru mai rar pentru mine, sincer să fiu. În general observ la pictori vând o lucrare pe o tematică pe care o tot repetă și o vând în N exemplare. Știu și eu, să zicem așa, ce aveți aici, nu prea văd peisaj, chiar și asta, peisaj Sighișoara, unde e pusă în evidență de o lumină absolut specială peste tot. De altfel, lucrările lui Vescu Teodor sunt tușate, marcate de o lumină, aș putea să o numesc lumina Teodor Vescu, pur și simplu. Ei bine, peisajul de Sighișoara poate fi reprodus apropo, peisajul de Sighișoara, în câte exemplare l-ați făcut? E o singură lucrare, este la New York, unde o să plec acum peste o săptămână. O singură lucrare am făcut, de obicei, nu repet. Au fost lucrări care la comandă a trebuit să le fac de două ori, maxim de trei ori. Maxim de trei ori. Dar, în general, ceea ce spuneați că să abordezi doar o anumită tematică, că s-a vândut și după aia... Da, a plăcut și cunosc pictori care, după părerea mea, este, acest obicei. Este o mare greșeală. Și eu zic este o mare greșeală, mai ales pentru că un pictor este liber să se exprime în toate modurile. Și dacă el este închistat și rămâne manierist printr-o tehnica lui și maniera lui de a face și nu încearcă să facă și altceva sau să facă o inovație sau să-și depășească condiția și să vină cu ceva nou, atunci el rămâne la un stadiu care mai jos, așa, din punct de vedere al cunoașterii. De-aia trebuie să evolueze. Învățăm toată viața avem de învățat. Nu putem să ne oprim la un stadiu și să repetăm la infinit ceea ce știm să facem, că pierdem. Vă întrebam înainte de emisiune unde vă încadrați, în ce, nu știu cum să mă exprim, sunteți un pictor de culoare, un pictor, nu e pictură naivă, da? E un pictor de lumină, nici nu mă pricep atât de bine încât să pot să fac eu o critică și să vă fac un portret cum v-ar plăcea probabil, sau poate pare și interesant și cred că de ce nu, să vă provoc pe dumneavoastră să-mi povestiți despre lucrare în condiții în care stați de vorbă doar cu un tip care știe că îi place, dumneavoastră îmi place, e frumoasă, dar de ce e frumoasă nu știu să spun. Da, în general ce se întâmplă? Primul criteriu care există a unui tablou este să-ți placă. Nu, de multe ori nu poți să explici de ce. Exact pentru că ce se întâmplă? Criticii, nu eu, m-au considerat ca fiind un post-impresionist romantic. Romantic prin factura tematicilor care le abordez. Bineînțeles că
ce să zic, mie mi-a plăcut mult acest curent, impresionismul și post-impresionismul. Am fost de mai multe ori în Franța, am pictat acolo. Deci lumina și culoarea trebuie să existe. Numai că, vedeți, lumina este diferită. Este diferită de la zi la zi, cum spuneau impresioniștii, că ei făceau același motiv dimineața, prânz și seara. Monet, catedrala din Rouen. Dimineața, prânz și seara. Are mai multe variante. Sau podul peste Tamisa. Impresie răsărit de soare. Dar de unde și curentul. Dar lumina, de exemplu, din Grecia, apusul de soare din Colliure, din sudul Franței. O zi... Santorini, apropo de Grecia. Santorini. În insulă. Sau Tasos, unde am pictat în Tasos, în insulă, sau în Corfu. Sau, de exemplu, un peisaj norat din Bretania. O furtună cu lumina care... Sau un apus de la Curtea de Argeș. Toate au frumusețea lor. Într-adevăr, lumina este importantă. Problema este... cum o reprezinți? Adică că o vezi, o vezi, dar cum o faci să apară în pictură? Aici este marea treabă. Da, auzim frecvent termenul lumină vie. Mie îmi vine să mă exprim în acest fel, să folosesc această sintagmă, lumină vie. Ce înțeleg eu prin lumină vie? De ce îmi vine să spun că e vorba de o lumină vie? Pentru că cuvântul viu, ce înseamnă altceva decât că viețuiește, lumina aia nu este trește. O lumină inventată. Este o lumină vie luată din natură și pusă pe hârtie. Da, și văd lumina, e vie. Da, ce se întâmplă? Lumina vie este lumina pentru că ea se recunoaște în peisajul care eu l-am văzut. Dacă n-aș fi văzut locul acela și făceam un loc care mi-l imaginam sau un peisaj din imaginație, nu putea să aibă o lumină vie. Lumina vie este exact lumina care există, pe care eu am văzut-o, mi-am reamintit-o și am pictat-o. Ea trăiește pentru că eu am trăit locul, este cumva logic, adică e ca și cum ai vedea ceva și îl readuci prin pictură, prin pânză, după un interval de timp, după câțiva ani. Dacă reușești lucrul ăsta, atunci ceea ce ți-ai propus ai realizat. Dacă n-ai reușit, înseamnă că n-ai realizat. Asta este. Lumina, bineînțeles, și culoarea care este indispensabilă unei picturi. Adică pictura trebuie să fie, în primul rând, să trăiască prin lumină și culoare. Nu există o prioritate că lumină sau culoare. Amândouă se întrepătund. Lumina și culoarea. Problema este cum le dozezi, cum le reprezinți. Lumină, culoare, poate compoziție, și compoziția. Acum vine geometria. Geometria, mă rog. Compoziția, da, da, sunt mult. Da, ăsta se învață la școală, se învață în studii, se învață lucrând, tot timpul lucrând. Dacă nu lucrezi, n-ai cum să te perfecționezi. De asta spuneam, învățăm tot timpul. Ei bine, învățăm dacă avem pe ce pune, pentru că nu poți învăța pictura dacă nu ești născut cu o bază, cu o temelie de pictor, pe care o rădăcină de pictor pe care automat, obligatoriu, trebuie să vii cu instruire, că altfel probabil că nu poți depăși niște granițe. Da, deci talentul este 10% și munca reprezintă 90%. Deci, n-am spus-o eu. Da, dar talentul ăla de 10% e imens. Și 1%. Putem zice și 1%? Și 1%, da. Că fără 1% n-avem întreg. Contează și ăla, da. E un început, adică un imbol. Ai un mic avantaj. Dar nu e suficient. Da, lucrările sunt extraordinare. În partea a doua a emisiunii vom mai da cel puțin o tură prin lucrările pe care le-am avut la dispoziție de pe site-ul Teodor Vescu și vom profita de prezența autorului aici în studio pentru a vedea și cine este cel care a realizat aceste creații pentru a ne bucura noi, măcar privindu-le, unii dintre dumneavoastră, dintre noi, mă rog, având și șansa de a intra în proprietatea unei astfel de lucrări, de ce nu?
Unii poate au și intrat, alții vor intra. Să sperăm, să sperăm. Pe mine mă bucură de două ori. În primul rând că ajung în casele oamenilor și se bucură de ele și partea a doua, financiară, în care și eu pot să îmi duc mai departe traiul și viața. Da, e firesc, sigur, da. Că da. Nu există niciun domeniu, nu poate supraviețui niciun domeniu fără marketing. Dar, repet, în partea a doua vom descoase, vom vedea mai bine ce înseamnă aici în carne și oase. Vezi cu așa cum arată un pictor, ce gândește, cum trăiește un semen de al nostru care e în stare să realizeze astfel de lucrări. Sunt pregătit să anunț colegul de regie că putem lua publicitatea. Bună ziua din nou, în partea a doua acestei ediții, la Vama Vremii. Vă spuneam, mulți norocoși dintre dumneavoastră au apucat să vadă Teodor Vescu în carne și oase, un pictor argeșan, călător, cum îi și place să se autodefinească, pentru că el, argeșan de al nostru, tot călătorește nu numai în jurul Carpaților și te mir pe unde, că de acolo vine și cu imagini și tocmai despre asta vorbind, despre lumina vie, despre culoarea pe care Teodor Vescu o decupează de te mir de unde, din ce colț de pământ și vine aici la noi să o vedem pusă în rame, pe perete sau la televizor. Da. Cum e? Cum e cu decupajul ăsta? Cu culoarea, cu lumina? Ce face un pictor? Cum își alege? Că și eu pot să aleg, și eu văd culoare și lumină, dar cum să desenez? Nu pot, nu știu. Da, bine, desenul e legat, obligatoriu de pictură. Nu poți să fii totuși un pictor fără să nu știi să desenezi, dar să desenezi la modul... nu școlărește, ci la un mod desen pictural, cum zicem noi, adică că un sculptor are un desen sculptural, un pictor are desen pictural, un decorator are un desen decorativ, deci sunt pe categorie așa. Dar nu e o rețetă aici. Dacă îți place și ești pasionat și viața ta este legată, nu există altceva decât ceea ce, cum e la mine, pictura, deci pictura, nu mă refer numai la tehnica picturii în ulei, mă refer la tot ce se leagă de alte tehnici, de acuarele, de pastel, de schițe în creion sau în cărbune, tot ce ține de desen și pictură, atunci toate vin de la sine. Parcă vin de la sine. Adică eu n-am făcut, să zic așa, eforturi, știu eu, deosebite ca să fac ceea ce fac acum. Au venit parcă într-un mod firesc toate așa, la modul lor. Bineînțeles că au fost evolutive, adică una era când făceam la liceul de arte plastice, după aia la facultate, acum la fiecare expoziție ce am văzut cu expozițiile vechi de acum 10 ani nu mai sunt de acord, poate că ceea ce fac acum nu mai e valabil peste 10 ani, dar toate au venit într-o evoluție firească, adică nu știu cum să explic, dar da. Ce să spun, arta este definită nu ca o preocupare pentru frumos până la urmă, pentru un frumos pe care nu tot pământeanul de rând îl poate vedea și îl poate accesa, frumos care există tot timpul în jurul nostru, dar pe care nu putem vedea. Apropo, chiar mă gândeam acum, urmărindu-vă, că un artist în general, dar mai ales un pictor, n-ar putea fi politician, după părerea mea, sub nicio formă. De acord, am avut câțiva colegi. Chiar și nici n-am văzut. Stăteam și mă gândeam, mă, cunosc un politician, pictor, nu se poate. A fost unul la Cluj. E un nonsens. La Cluj, independent, acum vreo 10 ani, ajunsese în deputat independent, din Cluj era, și el a fost pictor. Vreau să spun că
A ieșuat lamentabil, adică... În pictură, până la urmă, sau... Nu, a ieșuat din politică. S-a, adică dus, nu, s-a dus în banca lui. S-a dus pictură. Așa, dar nici de pictură n-am mai auzit de el, adică nu știu ce a mai activat, adică... S-a virusat. Da, s-a virusat complet. Nu, n-are legătură pictura cu politica, nu. În primul rând că trebuie să-ți dedici timpul și pasiunea pentru lucrul acesta, nu... te duci să-ți pierzi timpul prin ședințe sau, știu eu, prin alte acțiuni politice. Nu, n-are, deci e chiar ca, nu ca în perete treaba asta, n-are nicio legătură, nu poți să fii și una și alta, e clar așa. Cu toate că, dacă e în, să ne gândim, au fost pictori angajați politici. De curând m-am întors să picteze cu tematici preferate de stăpâni, adică să le facă pe plac sau... comenzii politice și care, cum să zic eu, au fost chiar recunoscuți și au rămas de atunci. Noi am avut și în perioada înainte de Revoluție pictori care au fost angajați politici și care și acum sunt, dar au avut o viață mult mai ușoară decât restul Braslei, pentru că aveau comenzile de la gospodăria de partid și erau foarte bine remunerați și au avut și ateliere bune și mergeau și în străinătate. Deci se poate. Acum au întors foaia. Acum au lăsat trecutul, așa, dar ei au avut acea acțiune. Făceau acele comenzi care erau date de partid, adică vizite de lucru, șantiere navale, combinate, tot ce se făcea în România. Păi o artă și asta, să poți să găsești culoarea și lumina potrivită și, până la urmă, sigur, proporția, vorbeam despre geometrie, în așa fel încât să scoți din întâlnirea aia unei mulțimi cu stăpânul ceva care să zicem, băi, asta e o pictură, uite ce frumos, ce întâlnire minunată. Nu. Acele lucrări nu erau, acele erau făcute. N-au rezistat. N-au rezistat ca lucrări de artă. Nu. Ele au fost cumpărate de Consiliul Culturii, care la rândul lui, sau Ministerul care al industriilor, și erau numai destinate unui loc public închis, adică nu circulau și, în primul rând, acele lucrări nu spuneau nimic, doar înfățișau un eveniment. Practic erau ca niște reproduceri luate din ziare și colorate. Cam asta era. Nu, mă gândesc să mai trecem o dată prin lucrării de ale lui Teodor Vescu și nu toate, câteva ce am putut noi selecta de pe site-ul Teodor Vescu până la urmă. Așadar, puteți să le urmăriți acolo mai liniște și în detaliu. Dar acum
să zici, doar un taur. Ei sunt împreună, legați. Toreadorul și cu taurul sunt legați, că asta este spectacolul. Nu poate să existe unul fără celălalt. E un cult. Este mai mult decât un spectacol, dar pentru, cel puțin pentru mine, a rămas puțin șocant, pentru că până la urmă se termină cu moartea taurului. Foarte puțin mai sunt toreadori răniți sau care mor în arenă. În general, taurul este omorât. Dacă nu-l omoară toreadorul, vin călare alți toreadori și tot îl dovedesc. Și e cumplit chestia asta. Dar mișcarea în sine, toreadorul are o grație. Are un costum foarte frumos. Are un costum excepțional frumos, decorativ, au o pălărie frumoasă, au îmbrăcați, au o vestă frumos țintuită și el e frumos ca un personaj, așa, cum să zic eu, de film, ca să zic așa, și în general și sunt și bine făcuți așa, sunt atleți și taurul în contract care e negru și forțos și în contrast cu acesta este foarte incitat pentru un pictor. Picasso a avut foarte multe lucrări și a lucrat mult de tot cu oride. El are niște desene superbe cu oridele din sudul Franței. Era un abonat, se ducea acolo. Da. Iată ce interesant sub această înfățișare pe care frumos o descrieți, toreadorul cu acei nasturi minunați, îmbrăcat, colorat, țanțuș și așa mai departe. Ce ascunde tot tabloul ăsta, toată haina asta minunată, ascunde de fapt o dramă, pentru că în final animalul este omorât oricum și mai mult decât atâta, tot timpul putește un risc extraordinar. Poate să o pățească toreadorul în locul sau împreună, da, cu da, da, animal. Nu se, câteodată nu e cine trebuie să moară, moare celălalt. Dar straniu și ciudat este reacția publicului. Asta este cea mai ciudată treabă. Păi ea se bucură. Exact. Ei, e foarte interesant. Ce vorbim? Noi facem acest tablou, acum ne-am agățat de toreador și îmi place ideea, pentru că de altfel, tot ce privim noi zi de zi poate ascunde oricând o frumusețe deosebită, aparentă, poate ascunde și de fapt chiar ascunde o dramă. Da, tot timpul ascunde o dramă. Important este cum o privești, cum o trăiești, pentru că în sens, până la urmă, noi nu putem evita, trăim împreună cu o dramă și cu asta. Naștem până la urmă din drame și din drame și din lucruri frumoase și din lucruri frumoase și așa. Pentru mine, eu lucrez mai mult cu arta vizuală, deci nu mă interesează povestea din spate, că dacă e să cunosc povestea din spate și ce ascunde acel suflet, n-aș mai picta. Eu îl văd așa cum este, în contextul realității, și deja pentru mine spune mult, adică are o pată de culoare, are o mișcare și eu atunci treaba aceasta mă incită și mă apuc să lucrez. Dacă mi-ar povesti ce se întâmplă sau care sunt dramele fiecăruia, atunci ar fi jalnic. Nu cumva noi românii, apropo, că am atins și subiectul, am vorbit despre politică, politicieni, vom avea noi așa înclinație spre a vedea mai degrabă această drama, deci paradigma asta, în loc să vedem că în jurul nostru e pace, fericire, până la urmă suntem frumoși și tot ce în jurul nostru este frumos și avem așa, repet, talentul, între ghilimele, de a vedea numai partea de dramă? Da, partea negativă. Da, de ce? Pentru că în România lucrurile nu sunt chiar ca în celelalte țări. Și condițiile sociale ale multor oameni sunt destul de precare și chinuitoare. Ei nu văd partea frumoasă. Eu dacă mă duc în Iscaniu Vechi, în București, și văd niște case care sunt destul de dărăpânate, așa, pentru mine ele înseamnă mult. Lumea, când se uită la ele, se întreabă, dom'le, dar ăstea, de ce nu le dărâmă? Sau ce mai caută ele? Deci,
frumosul are cu totul altă percepție de la om la om. Frumosul, esteticul, de multe ori este ignorat. Este ignorat, lumea trece pe lângă el, de abia dacă îi spune ceva, uite, domnule, uite-te atent, uite, acel zid, și de-abia atunci îl descoperă, dar altfel trec și fără să observe. Așa că de asta cred că partea aceasta a vedea lucrurile în dramă sau în negativ ține foarte mult de, și de contextul social în care trăim. Și de educație, probabil, de educație. Că până la urmă contextul social înseamnă educație. Educație. Noi cred că avem, fiecare dintre noi suntem înzestrați cu potențial care să ne poată permite să vedem partea plină a paharului, să vedem tot ce e frumos. Însă asta depinde pe parcurs fiecare cum își accesează din potențialul ăsta a vedea ce e frumos sau ce e rău. Ori aici, despre asta vorbeam eu, zic, mă, nu cumva noi, la noi, la români, avem acest păcat de a ne accesa cu prioritate, știu eu, potențialul ăla de spre a vedea spre negativul, de a spune, băi, aia nu-i frumoasă, aia nu-i bine, aia nu-mi convine. Mai era o vorbă că românii nu știu să-și aprecieze sau să-și respecte valorile. Altă de, vorbă. De aici pleacă, da, altă, da, ea e legată treaba asta, într-adevăr, pentru că totuși cel mai mare sculptor de, cu valoare internațională, Constantin Brâncuș, a trebuit să renunțe la cetățenia română. Asta este ceva tragic. De ce a trebuit el să renunțe și să fie cetățean francez? Și el ca sculptor, dar sunt gânditori care la fel au procedat. Sigur, Cioran este poate cel mai recent. Da. Că în ultimii ani a refuzat să vorbească în limba română. Atât de supărat era. Adică, totuși, motive au fost. Problema este că recunoașterea noastră e târzie. Și nu se mai poate repara nimic. Adică ce poți să repari decât să aduci o semintele, cum se încearcă să le aducă lui Brâncuș aici, în România. Ce rezolv cu asta? Nu rezolv mare lucru. E atât de greu, Teodor Vescu, să vedem cât de frumoasă este delta Dunării, Transfăgărășanul, fie și lucrarea în sine, numai drumul, ca infrastructură. Nu mai vorbesc de munte în sine, de lumina de deasupra. Ne este greu să vedem cât de frumos este. Și Transfăgărășanul acum îl concurează Transalpina. Am fost și pe Transalpina. Are niște, dar nu e așa de spectaculos ca Transfăgărășanul. Transfăgărășanul are niște prăpăstii, niște contraste mult mai puternice și sunt locuri extraordinare care n-au cum să nu te impresioneze. Și orașul, apoi urbanistica, un băștinaș și, mă rog, locuitor de zi cu zi al Curții de Argeș și nu gândește chiar ca mine. Eu când intru în Curtea de Argeș și am așa o bucurie de la primele ziduri, case, cât de urâte ar părea celui care locuiește acolo, eu văd numai o frumusețe, o cetate. Păcând unul care stă zi de zi, zice, ce urât e orașul, nu-mi place, nu mai îmi place. Da, așa este, este obișnuința aceasta faptului că omul s-a obișnuit cu locul, cu acele case, cu acele clădiri, da. Însă și pe mine mă bucură de câte ori vin la Curtea de Argeș, piața veche, clădirea pieții, gara este o clădire extraordinar de frumoasă. Am de gând să lucrez, să pictez acea gară. Da, suntem pe final și să remarcăm din Curtea de Argeș, orașul natal al pictorului Teodor Vescu, că oricât s-ar fi construit, se va mai construi, se va dărâma sau nu, lumina din Curtea de Argeș și aceea și în toate nenumăratele, infinitele ei ipostaze, veșnic și pe aia nimeni nu poate schimba, nu se poate umbla la ea lumina deasupra orașului. Mă gândesc că și pictorii, că nu sunteți singurul de acolo, și scriitori și așa mai departe, nu întâmplător se nasc acolo. Ca și în Câmpul Lung și așa mai departe. Dar acum vorbim de Curtea de Argeș. Da, bine. Eu cred că cel mai mult contează lumina din suflet care o ai. Foarte frumos. Da, lumina dacă ai lumină în suflet, redai atunci oricare lumină, și în tablou, și în muzică, și în poezie, totul, dacă ai lumină. Bun, lumină din suflet pe care din plin cu siguranță o toți telespectatorii noștri de La Vama Vremii, și să vă mai fac o precizare pe final și domnului Teodor Vescu și
telespectatorilor. Nu uitați, deci, domnule Teodorovescu, în Curtea de la Argeș, în următoarea ediție a revistei Curtea de la Argeș, editate de academicianul Păun, dumneavoastră veți fi prezent acolo cu mai toate, cu foarte multe dintre lucrările de astea. Da, în luna noiembrie m-a anunțat că va fi... Deci în Curtea de la Argeș, în revista Curtea de la Argeș, o să-l reîntâlnim pe Teodorovescu, argeșan călător, căreia îi mulțumim că astăzi a poposit aici vreme suficientă, exact cât să ne dăm seama de lumina sufletului domniei sale, Teodor Vescu, pictor argeșan. Mulțumesc de invitație și sper să mai vin și altă dată. Da, pentru prima dată v-am dat mai mult, a doua oară mai puțin vă las pe dumneavoastră. Da, publicul trebuie să mă aprecieze. Da. Bun, da. Ne luăm la revedere pe data viitoare la Vama Vremii din nou. Cula Racovița adăpostește muzeul